Bună ziua, sunt destul de convinsă că suntem live, așa că o să și începem ca să fim punctuali, după cum am anunțat evenimentul de astăzi. Eu sunt Loredana Luțescu, coordonez Meet & Code în România și alături de mine este colega mea, Gabriela Anghel. Desigur, amândouă facem parte și din echipa Asociației Texu, mai precis din programul Texu, pe care poate unii dintre dumneavoastră au și auzit deja. Mă bucur să le avem alături și pe, pot să spun, colegele noastre din sector, dar și pe Camelia Iștoc de la Amazon România, partenerul programului de care o să vă povestesc mai mult, și de asemenea, desigur, vă ziceam pe colegele noastre de sector, Cătălin, Claudia, cer scuze, Claudia, am încercat să am mixat toate trei numele, este bine, am început bine. Claudia Luța de la Asociația STEM for RO, Alexandra Germănescu și Cătălina Telegriță de la Asociația We Help Sibiu. Mai multe despre evenimentele pe care le-au organizat deja ca câștigători Meet & Code 2023 și ce le-a inspirat să facă evenimentele respective. O să vă povestească chiar ele în câteva minute. Și de asemenea, Camelia o să vă spună mai multe despre Amazon și ce face ea acolo. Noi astăzi o să vă povestim mai multe despre ce înseamnă Meet & Code 2024, care sunt criteriile de eligibilitate, ce este schimbat față de anii trecuți pentru cei care deja poate aveți o finanțare sau două câștigate în trecut și, după cum spune și numele acestei sesiuni, puțină inspirație pentru cei care poate se simt în pană de idei sau poate sunt nesiguri pe evenimentul pe care vor să-l organizeze. Noi oricum suntem la un mail distanță în caz că apar întrebări și după această sesiune și o să rămână și înregistrate pentru cine vrea să o parcurgă pe durata înscrierilor, care o să vedeți că este o perioadă destul de lungă. Înainte de toate, pentru cine poate nu a auzit până acum de noi, noi suntem Asociația TechSoup. Suntem un centru de resurse de învățare pentru organizații non-profit, profesori, învățători, viitori învățători și tineri, prin care creăm aceste experiențe de învățare cu și prin tehnologie. Avem două direcții principale, să le spun așa, de activitate, și anume, pe de o parte, ne adresăm societății civile prin programele TechSoup România, Moldova, TechSoup Courses și alte inițiative pe care le avem. Și ce facem mai exact? Echipăm sectorul non-profit cu produse software, cu soluții digitale și, desigur, cu resurse de training sau de cursuri acceleratoare prin care ei să învețe cum să folosească acele produse cât mai eficient, nu doar să ajungă la ei, ci să și le folosească la maximum. Pe de altă parte, avem această zonă de educație STEM și cetățenie digitală, prin care creăm programe de educație și proiecte de dezvoltare profesională pentru cadre didactice, învățători și viitori învățători. Iar la intersecția dintre cele două direcții majore, avem Meet & Code, care este un program de microgranturi și despre care o să discutăm astăzi. În chat sau pe Facebook, în zona de comentarii, o să găsiți link către site-ul nostru, unde puteți să aflați mai multe despre fiecare program în parte și, desigur, personal și profesional, vă încurajez să le parcurgeți, că sunt resurse foarte utile și păcat să nu profitați de ele. Motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi aici, până la urmă, este programul Meet & Code, care este cel mai amplu program european cu focus pe dezvoltarea de abilități digitale, aliniat cu inițiativa Comisiei Europene, Europe Code Week, inițiativă de care sunt convinsă că majoritatea ați auzit, dar aceasta pune accent pe partea de programare în școli. Și de către cadrele didactice pentru elevi, în cea mai mare parte. Anul acesta se desfășoară în perioada 14-27 octombrie 2024, iar zona de Meet & Code și Europe Code Week, o să vedeți că se intersectează în a doua parte, practic, a programului.
Ce face Meet & Code mai exact? Finanțează ce dorește tot sectorul, însă noi oferim microgranturi și finanțăm aceste evenimente locale de tehnologie și programare la firul ierbii. Iar, să zic, noi suntem Asociația Texul, de care vă ziceam, cum vă ziceam mai devreme, coordonatorii programului în România. La nivel european, coordonatorii programului sunt Hauze Stiftung și Textul Europe, iar începând de anul acesta, partenerul programului este Amazon, prin programul Amazon Future Engineer, de care o să aflați în câteva minute mai multe detalii despre el. Ce este specific acestui an în Meet and Code? În primul rând, granturile au crescut la 500 de euro. Eligibilitatea se adresează ONG-urilor mici sau medii din toată România. Grupul țintă al programului sunt copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 8 și 24 de ani. Însă ce este foarte important e a patra bulină de aici, și anume că evenimentele trebuie să includă copii și tineri din medii defavorizate și subreprezentate. Mai exact, în următorul slide o să vă spun exact la ce ne referim prin acestea. Un eveniment trebuie să aibă o durată minimă de 4 ore. Aceste 4 ore pot să fie parcurse într-un singur eveniment de o zi sau se pot organiza mai multe sesiuni în zile diferite. Nu pot să fie evenimente mai mari de 4 ore, bineînțeles, aceasta este doar o durată minimă și țin să menționez că este și un criteriu de eligibilitate. Așadar, fiți foarte atenți când scrieți aplicația să aveți aceste criterii menționate acum pe ecran. Evenimentele trebuie să aibă minim 20 de beneficiari, indiferent că vorbim de evenimente online, offline sau hibride. În continuare, și în acest an, se pot finanța evenimente de orice tip, adică online, offline sau hibrid, după cum menționam anterior. Vă spuneam de această noutate a programului, și anume că evenimentele trebuie să includă copii și tineri din medii defavorizate și subreprezentate. La ce ne referim mai exact? Ne referim la persoanele imigrante sau refugiate, ne referim la copii și tineri din gospodării cu venituri mici sau medii, ne referim la copii sau tineri din zone geografice defavorizate social, care nu au acces la un propriu dispozitiv IT sau care aparțin unor minorități etnice sau sunt copii și tineri cu dizabilități, ori aparțin altui grup vulnerabil sau dezavantajat. Încă o mențiune aici este că este de preferat ca în aplicația dumneavoastră, la descrierea proiectului, să menționați cum anume sunt implicații participanții și beneficiarii în proiectul vostru. O să vedeți că există un formular unde trebuie să bifați cărei grupe aparțin beneficiarii voștri. Pot să fie din mai multe grupe, din cele prezentate acum pe ecran, pot să fie dintr-o singură grupă, nu asta este important și nu trebuie să fie toți participanții din medii defavorizate și subreprezentate, însă trebuie să îi includă pentru că ne dorim ca tehnologia să fie cât mai accesibilă pentru oricine, indiferent de mediul din care provin, de dizabilități sau de alte aspecte socioeconomice, care nu țin de cele mai multe ori de ei, fiind copii și tineri. Calendarul programului în acest an. Avem perioada de depunere care a început deja din 22 mai și se termină pe 30 septembrie. Recomandarea noastră ar fi să nu lăsați pe ultima sută de metri zona aceasta de aplicații, tocmai pentru a avea timp să vă pregătiți proiectul și să faceți achiziții și să pregătiți poate designul de training dacă vă gândiți să dețineți un training sau un curs. Evenimentele se pot desfășura între 17 iunie 31 octombrie, cu mențiunea că
Noi facem selecția evenimentelor la câte 4 săptămâni, deci nu o să primiți răspuns imediat ce îl propuneți. Fiecare eveniment este jurizat pe baza criteriilor pe care le-am menționat mai devreme, dar și pe baza a mai multor aspecte de care ținem cont. Gabi poate v-a pus sau o să urmeze să vă pună condițiile de eligibilitate din acest an. Vă ziceam mai devreme că se intersectează cu Europe Code Week între 14 și 27 octombrie, iar o altă noutate a acestei ediții sunt premiile Meet & Code, despre care o să vă spun imediat mai multe informații, dar pentru acum, perioada de înscrieri în competiție este 1 octombrie, 10 noiembrie, adică în ultima lună de evenimente și câteva zile după finalul acestei etape de organizare de evenimente. Cum se aplică la Meet & Code? În primul rând, este important să aveți ONG-ul înscris în programul TEXU pentru cei care nu l-aveți deja înscris, deoarece pentru a fi eligibili în platforma Meet & Code, trebuie să aveți un cod de validare pe care îl puteți genera doar după ce sunteți validați în programul TEXU. La fel, o să vedeți pe chat un link cu procesul în sine, nu este absolut nimic dificil și din contră o să primiți automat, o să primiți acces și la resursele de care noi dispunem, poate sunt anumite produse de software care vă interesează și le puteți lua la un preț redus sau chiar gratuit. O să primiți pe chat un link despre proces în sine, oricum ne puteți scrie mereu pe adresa noastră de suport în caz că întâmpinați dificultăți când încercați să vă înscrieți. Bun, după ce aveți ONG-ul înscris în programul TechSoup, vă generați în contul dumneavoastră un cod de validare, iar cu acest cod de validare, după pe platforma Meet & Code, vă puteți crea cont și după vă rămâne doar să înscrieți evenimentele spre finanțare. Vă ziceam mai devreme de reamintesc că facem evaluarea evenimentelor în termen de aproximativ 4 săptămâni plus minus, depinde de fiecare perioadă, dar acesta este timeline-ul. Un ONG poate propune mai multe evenimente spre finanțare, însă pot să fie finanțate maxim 3 evenimente de ONG, iar anul acesta, vă ziceam mai devreme, și o să insist pentru că sunt convinsă că nu toată lumea a fost de la început aici. Anul acesta prioritizăm evenimentele dedicate grupurilor vulnerabile pe care le-am prezentat mai devreme. Bun. Premiile Meet & Code au revenit în program. Ele au mai fost și în anii trecuți. Anul acesta, prin ele, o să celebrăm cele mai bune evenimente la 3 categorii, și anume Girls Do It, care pune accent pe egalitatea de șanse. Ne dorim să vedem cât mai multe fete implicate și incluse în evenimente de tehnologie și programare. Diversitate, care se referă la implicarea și includerea grupurilor vulnerabile în evenimentele de tehnologie și programare, și Code for the Planet, care se referă la aceste evenimente green, o componentă pe care puteți cu ușurință să o integrați în evenimentele dumneavoastră. Dacă obțineți o finanțare Meet & Code, nu este obligatoriu să vă înscrieți la premiile Meet & Code, pentru că nu este o participare voluntară. Vă ziceam că vă puteți înscrie în perioada 1 octombrie, 10 noiembrie pe platformă și ce o să includă această înscriere. Practic o să descrie detaliat cum s-a desfășurat evenimentul, pentru că puteți să vă înscrieți doar după ce ați finalizat evenimentul. Puteți să povestiți în plus sau direct o poveste despre din cadrul evenimentului, ceva legat de beneficiari, poate un rezultat sau un testimonial, poate din partea lor, fotografii relevante care să arate ce s-a întâmplat la evenimentul vostru și feedback de la beneficiari și facilitatori. Un eveniment poate să fie înscris la o singură categorie, în funcție de care a fost focusul acestuia. Premiile sunt de 3.000 de euro pentru fiecare categorie și participare la ceremonia de decernare a premiilor, iar cu informații despre aceasta o să revenim ulterior. Premiile, că mi-am dat seama acum că nu sunt doar pe România, Meet & Code are loc în mai multe țări din Europa, așa că este o competiție europeană.
O să dau un pic stop share, că am vorbit, cred că, foarte repede. Bun. Mai departe, o să o invit pe Camelia Iștoc, program manager Amazon România, să ne spună câteva cuvinte despre ea și despre Amazon. Cu toții suntem foarte curioși. No pressure, Camelia. Bună, încerc să-mi dau aici video, dar nu vrea deloc să reacționeze. Te Mai vezi. așteptați o secundă, că aș vrea să mă și vedeți. Da, te vedem, e ok. Mă vedeți? Da. Ah, mie nu mi-apare. Ok, Sunt. super. Atunci nu mai trebuie să mă văd și eu, important e cum vedeți voi. Ok, eu nu am o prezentare, precum Loredana, dar sper să vă captez atenția cu câteva detalii interesante despre Amazon. În primul rând, bună ziua! Mă bucur să fiu prezentă la acest eveniment. Este unul în premieră pentru mine și sunt convinsă că o să învăț foarte multe lucruri din experiența asta. Mulțumim, Loredana și Texo, pentru organizare, mulțumesc pentru invitație și pentru sprijin. Numele meu este Camela Iștoc și lucrez la Amazon din 2020. Locuiesc în București, însă sunt născută în Bacău. Din punct de vedere studii, am terminat studii economice și mi-am început cariera profesională într-un business process outsourcing. Ulterior am lucrat câțiva ani într-o companie de telecomunicații și de 4 ani sunt proud Amazonian, adică mă mândresc cu faptul că sunt angajată la această companie. Până acum pot spune că e cea mai frumoasă perioadă profesională din cariera mea și sper ca acest lucru să continue. În continuare, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre Amazon general și apoi voi face o scurtă prezentare și despre prezența Amazon în România. Amazon e dată de câteva principii fundamentale. Cel mai important este faptul că în jurul a ceea ce facem noi se află prezența clientului. Noi zicem că suntem customer obsessed și nu ne preocupăm de. Nu punem accent pe concurență, ci pe satisfacția clientului. De asemenea, ceea ce ne reprezintă este pasiunea pentru invenție, dar și angajamentul față de excelență operațională și mai ales gândirea pe termen lung. Amazon se străduiește și să fie cel mai bun angajator, pune accent pe siguranța la locul de muncă și, cum spunem noi, Earth's Most Customer-Centric Company, adică, din nou, punctul nostru central este clientul. Câteva din lucrurile care le-a revoluționat Amazonul pe parcursul timpului, pentru că suntem compania la naștere acum aproape 30 de ani, mai exact în iulie 2000, în iulie 1994. Revenind la lucrurile revoluționate de Amazon, recenziile clienților, cumpărăturile cu un click, recomandările personalizate, Prime, Kindle, Career Choice, Amazon Echo, Alexa, poate aveți și dumneavoastră acasă sau cunoștințe, tehnologia Just Workout și Climate Pledge sunt dintre cele mai cunoscute. Compania a evoluat foarte mult de-a lungul anilor, însă ceea ce a rămas o constantă a fost dorința clienților pentru prețuri mici, pentru o selecție mai bună și servicii convenabile. Amazon găsește mereu modalități să bucure clienții, de la livrare de produse proaspete la ușă, crearea și distribuția de filme, muzică, dar și altele. Voi încheia această vorbire despre Amazon prin a spune câteva cuvinte despre Amazon în România, pentru cei dintre dumneavoastră care nu știți. Amazonul și-a deschis primul birou în România în 2005. Și ne-am extins la peste 4.000 de angajați în trei orașe principale, Iași, București și Timișoara. Centrul de dezvoltare al Amazonului din Iași a fost prima unitate de cercetare și dezvoltare a Amazonului în Europa de Est și Amazon Iași joacă un rol important în industria tehnologică care este în plină dezvoltare și angajează experți calificați care inventează noi tehnologii interesante în domeniile precum cloud computing, securitatea informațiilor, învățarea automată sau automatizarea și analiza de date.
Însă centrul este cunoscut și pentru echipe care gestionează programe de retail, compliance și așa mai departe. În 2017 a fost stabilită a doua prezență în capitala României, în București. Centrul din București găzduiește soluții de vorbire și limbaj pentru Alexa, Alexa Product Testing, precum și echipe de la Amazon Web Services care lucrează în tehnologii cheie pentru serviciul de Elastic Cloud Computing sau EC2, cum îl numim noi. Din 2021, Amazon este prezent și în Timișoara. În ceea ce privește Meet and Code, ca să complementez informațiile prezentate de Loredana, Amazon este partenerul principal donator pentru Meet and Code 2024. Această inițiativă face parte din programul Amazon Future Engineer. Amazonul, pe plan european, a fost deja partener donator pentru Germania în 2021, în 2022 și pentru alte țări precum Franța, Italia, Spania, Austria. Și a fost partener principal donator împreună cu SAP în 2023. Amazon Future Engineer este un program care aduce tinerilor cunoștințe în domeniul informaticii și carierele viitorului, cu accent, așa cum a menționat și Loredana, pentru cei din categoriile subreprezentate, defavorizate din punct de vedere tehnologie, istoric vorbind. Amazon Future Engineer are prezență în mai multe țări din lume, respectiv în Regatul Unit, în Franța, Germania, India, Statele Unite, o prezență mai limitată și în alte țări precum Austria, Belgia, Spania, Italia. Amazon Future Engineer oferă resurse pentru explorarea carierei, resurse la online, clase online pentru predarea informaticii, formarea profesorilor, ateliere live și multe altele. Împreună cu Meet and Code, Amazon Future Engineer împărtășește obiectivul de a face abilitățile informatice și digitale accesibile studenților, indiferent din mediul lor, dar în special, cum am menționat și subliniat, comunităților care sunt slabe servite și subreprezentate. Cam asta e mare, nu vreau să vă mai rețin. Sper că am atins principalele puncte. Dacă sunt întrebări, cu mare drag le răspundem. Loredana, înapoi la tine. Mult, Camelia, de prezentare, chiar foarte utile informații, și ne bucurăm să colaborăm în acest an. Abia așteptăm să înceapă și evenimentele și să extindem colaborarea. Mulțumesc din nou că ai acceptat invitația noastră. Mai departe, pentru că eu mereu când țin training-uri spun că mie nu-mi place să vorbesc foarte mult, de aceea am astăzi trei invitate, alte trei invitate alături, care o să ne povestească mai mult despre evenimentele organizate anul trecut, finanțate prin programul Meet and Code 2023. Și vă spuneam că le avem alături pe Claudia Luță de la Asociația STEM for RO, Alexandra Damaschin de la Asociația UFEL Sibiu și Cătălina Teleguța, Asociația UFEL Sibiu. Pentru început, mulțumesc din nou că ați acceptat invitația noastră. Aș vrea să ne povestiți un pic despre asociație și despre ce eveniment ați avut finanțat anul trecut pentru categoria de grup țintă de care am menționat mai devreme. Claudia, te rog să începi, să-ți paști tu viața. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Claudia Luță sunt, reprezint Asociația STEM for RO, o asociație înființată în anul 2022 și care a implementat primul proiect al asociației, a fost cel de la Meet and Code, s-a numit STEM for Future. Ca și asociație, suntem o organizație educațională. Desfășurăm proiecte și activități pentru tineri, adulți, dar în special pentru copii. Și așa cum spune și numele asociației, ne bazăm în special pe proiecte STEM pe care le promovăm și le desfășurăm. În localitatea Slatina, unde desfășurăm activitatea, dar avem proiecte pe care le desfășurăm și acolo unde avem noi memerii, în Dolj și în Mehedinți. Am să vă povestesc mai mult despre evenimentul pe care l-am desfășurat anul trecut. Evenimentul s-a numit STEM for Future.
A fost organizat în colaborare cu Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Slatina, o școală numeroasă, cea mai numeroasă, aș putea să spun, din școală gimnazială din județul Olt, dar care are și un mare plus, să integreze copiii din centrul de plasament, care este în imediata apropiere a școlii. Avem foarte mulți copii în școala gimnazială care fac parte din centrul de plasament, copii care nu au acces la așa multe resurse digitale. Și atunci ne-am gândit pentru ei să creăm aceste evenimente. Evenimentul a fost împărțit în două părți, pentru copii mai mici, copiii de primar și pentru copiii de gimnaziu. În cadrul evenimentului am învățat câteva elemente de programare, am programat în Scratch, dar și pentru copiii mari, cu ajutorul plăcuțelor Arduino, am identificat care sunt nevoile comunității în care noi trăim și am încercat să creăm niște proiecte. O grădină independentă energetic, am creat o căsuță smart, atât cât au reușit ei cu ajutorul voluntarilor să realizeze în proiecte. Au fost foarte bucuroși, foarte mândri de ei. Un mare plus pe care trebuie să-l amintesc de la evenimentul de anul trecut a fost faptul că am avut un invitat de la firma SAP, care i-a inspirat pe copii, care le-a adus așa un moment de bucurie. Nu știu ce aș putea să mai spun, ne bucurăm foarte mult pentru aceste oportunități pe care le avem pentru a crea evenimente în comunitățile noastre, pentru că lipsa resurselor financiare este o provocare și cu ajutorul acestor proiecte le putem aduce copiilor bucurie și un mare plus comunității din care facem parte. Dacă mai sunt colegi care vor să vorbească și care au întrebări, sunt la dispoziția. Bineînțeles că voi aplica și anul acesta, nu am avut încă timp, dar deja ideea proiectului este conturată. Vom merge în localitățile limitrofe Slatinei de data asta. Mulțumim mult. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă simt onorată să vorbesc astăzi colegilor din Brașov. Ați acceptat invitația și felicitări pentru evenimentul desfășurat. Sunt convinsă, sunt sigură că cei mici au fost chiar foarte încântați, că am fost și eu fizic la câteva evenimente anul trecut și toți sunt fascinați de tehnologie și tot ce înseamnă orice eveniment de genul acesta. Și acum, din zona de sud, să ne mutăm un pic spre Sibiu și să vedem cum a fost anul trecut la evenimentului Help Sibiu. Iar Alexandra și Cătălina, o care dintre voi, cine vrea să prezinte, sunt curioasă să aflu mai multe. Salut! Eu, din păcate, nu o să pot porni camera, dar mă bucur să fiu alături de voi, mă bucur, Claudia, să văd că cumva rezonăm cu aceleași principii și mă bucur că facem aceleași lucruri. Noi, la asociația WeHelp, eu sunt vicepreședinta asociației în momentul de față și suntem pe piață, să spun așa, de 12 ani deja. În 12 ani am reușit să implementăm un after school care cumva a dus 3 generații, timp de 4 ani fiecare generație, iar after school-ul nostru este unul dedicat copiilor din medii defavorizate, mai exact din Turnișor, care este un cartier mai defavorizat al Sibiului, în care școala este considerată una dintre, e în topul de jos, să spun așa, în topul școlilor și ne bucurăm tare mult că acolo reușim să avem un impact și aș spune că lauda noastră cea mai mare este că copiii după acești 4 ani de zile când iese de la noi
știu să scrie, știu să citească, au și puține skill-uri de engleză, dar mai ales și cu aceste proiecte pe care le implementăm și despre care o să vorbească mai multe colega mea, Cătălina, aceste proiecte, pe lângă faptul că le aduc copiilor niște skill-uri tehnice, ceea ce înseamnă să folosești un calculator, le aduc foarte important, aș spune eu, și lucru în echipă, ceea ce au făcut colegele mele la proiect și a fost foarte frumos pentru copii și multe alte skill-uri care te ajută în viață, mai ales pentru copiii din medii defavorizate, sunt niște lucruri pe care pe ei ajută să se îndine în comunitate mult mai bine și să facă parte din comunitate fără a se mai simți marginalizat sau în alte feluri, ceea ce este un plus foarte mare. Cam asta despre asociație. Mai departe o să las pe colega mea, Cătălina, să povestească mai multe despre proiect, pentru că ea este una dintre voluntarele noastre care a scris proiectul de la capăt și l-a și implementat și suntem tare, tare mândri să vedem că voluntarii noștri se ocupă de asta. Mulțumim! Hello, Alexandra! Mulțumesc că ai luat cuvântul despre asociație. Eu sunt Cătălina Chileguță, sunt la Asociația We Help Sibiu de... În 2000 fac chiar 2 ani și este foarte frumos. Vreau să fiu foarte mult timp aici înainte, pe cât îmi permite timpul. Și doream să vă spun câte ceva mai aprofundat despre proiectul pe care noi l-am avut, pe care l-am avut implementat anul trecut, numit RoboFriend, My RoboFriend, în care motivația, de fapt, din spate acestui proiect a fost aceea că, din cauza, nu știu, resurselor educaționale destul de limitate, pe care, cum le-a prezentat și colega mea, Alexandra, mai devreme, instabilitatea financiară care caracterizează mediile din care provin acest copii și lipsa în sine a expunerii la tehnologie, toate acestea împiedică semnificativ dezvoltarea lor, cum e una și eu știu că am trecut la un moment dat printr-o chestie de genul. Așadar, proiectul nostru, RoboFriend, are acest scop de a dota acești copii cu abilitățile și încrederea necesară de care au nevoie să prospere în era digitală, să se integreze mai bine, cum au spus și colega mea. De asemenea, m-am întâmpinat în decursul proiectului mai multe evenimente. Evenimente care ne-au marcat, atât plăcut cât și provocări. De exemplu, un eveniment care ne-a marcat plăcut a fost acela că, chiar dacă noi am văzut că nevoia era mare de nevoia de digitalizare, de învățare, la modul copiii nu știau să aprindă laptopul sau nu știau să folosească touchpad-ul de la laptop, a trebuit să pornim cu ei de la 0, 0, 0, la fel și tastatura să o folosească. În final, ce m-a surprins foarte plăcut a fost faptul că copiii au întrebat în continuare dacă noi putem să mai continuăm proiectul chiar și după acele ore pe care le-am alocat pentru ei, să mai facem, să mai încercăm, să mai lucrăm. Au fost foarte deschiși la chestia aceasta. Dar au fost și provocări pe care le-am întâmpinat și la care nu ne-am așteptat, anume, noi am dorit să comandăm kiturile We Do Robotics, de pe un site din România și am plasat comanda cu plată la livrare. Am așteptat un timp după ele, am așteptat să se schimbe statusul comenzii, dar nu se schimba și totul era într-un standby. Și ok, am început să insistăm cu telefoane, cu mesaje, ca să aflăm mai târziu, peste ceva timp, că aceste kituri, de fapt, nu erau pe stoc la momentul la care am dat noi comanda. A fost o eroare de sistem care încă este prezentă și nu le-am primit. Soluția temporară a fost aceea ca noi să împrumutăm niște kituri ca să ne putem desfășura proiectul așa cum ne-am propus, iar banii au fost alocați pentru premiile copiilor și pentru alți roboții pe care i-am folosit după terminarea acestui proiect, cumva să satisfacem și nevoia lor mai aprofundată de cunoaștere.
Așa. Da. Și pentru cine va dori să să încerce și să aplice pentru un astfel de proiect, chiar recomand, pentru că să nu ezite. Pentru că copiii clar vor fi foarte receptivi și dornici să învețe lucruri noi, mai ales copiii care provin din astfel de medii. Am observat că sunt deschiși. Și mulțumim, mulțumesc și eu. De provocări. Și asta a urmat să vă întreb ce provocări ați întâmpinat. Poate auzim și de la Claudia dacă ați întâmpinat anumite provocări în organizarea evenimentului. Și cum le-ați depășit. Dacă s-au întâmplat, că nu mereu se întâmplă, însă știm cu toții că organizarea de evenimente, oricât de mari sau de mici, online, offline, mereu se întâmplă câte ceva și încercăm să ne adaptăm. Uite, poate asta, poate cum v-ați adaptat la anumite surprize neașteptate, nu neapărat provocări. Aș vrea să vă spun eu câteva din provocările noastre. Nu avem un spațiu al asociației și mereu avem nevoie de colaboratori. Și lucrul acesta ne ajută foarte mult. Ne ajută și pe noi ca asociație să ne dezvoltăm, adică parteneriatele cu școlile, parteneriatele cu părinții, parteneriate cu alte ONG-uri, cu alte instituții sunt foarte, foarte importante pentru noi. Asta ar fi, cel puțin pentru asociația noastră, una dintre provocări, scuze. Iar și o altă problemă ar fi suntem o asociație la început și nu avem așa foarte mulți voluntari. Avem nevoie să fim identificați în spațiul nostru și atunci lipsa voluntarilor este o provocare, pentru că e greu să aduci niște oameni fix în ziua X, la ora X, și să participe la evenimente. Asta este. Da, colegele mele sunt totuși au 12 ani, noi suntem de foarte puțin timp. Și e greu să arătăm încredere în comunitate. Dacă n-ar fi aceste evenimente pe care le promovăm pe toate rețelele de socializare și așa cum putem mai bine, lipsa implicării este un pic o provocare pentru noi. Cam asta ar fi și, la fel cum a zis și colega mea, atunci când organizăm evenimente, logistica, un pic, da, până facem comenzile, până ne vin, adică să avem tot ce ne trebuie, dar ușor, ușor începem să învățăm, începem să știm că sunt persoane care ne pot ajuta și va fi bine de fiecare dată. Important este să aducem bucurie în rândul comunității, în rândul copiilor noștri. Da, asta voiam să zic. Oricum sunteți diferiți și pentru că, până la urmă, WeHelp Sibiu a avut 12 ani la dispoziție să crească această încredere a comunității în ei și sunt sigură că și voi sunteți pe drumul cel bun, adică orice eveniment pentru comunitate contează, chiar dacă e o singură persoană care are un moment de aha sau zice, aha, stai așa un pic că lucrul ăsta e interesant și poate se schimbă, nu știu, o idee, o percepție sau sunt interesat de un anumit domeniu. Acum, o paranteză, eu datorită voluntariatului am descoperit ce vreau să fac în viață și mulțumesc mereu că m-am implicat. Așadar, la noi nu era nimeni să facă evenimente cu tinerii, copii, eu abia la facultate am făcut, așa că eu zic că faceți o treabă foarte bună ambele organizații că lucrați cu copii. Că e important să aibă această
această experiență de voluntariat, indiferent de cât de provocatoare sau de neprovocatoare este. Noi, din sector, cam asta facem. Ne adaptăm destul de rapid la orice se întâmplă. Așa, pe sfârșit, dacă tot am vorbit de pe mine, ce mă motivează e tocmai să dau mai departe ce am primit și eu, aș fi curioasă pe voi, ce vă motivează să faceți evenimente, mai ales pentru comunitățile defavorizate din zonele voastre. Cum doriți să răspundeți? O să răspund tot eu, dacă colegele mele încă nu sunt pregătite. Eu cred că pentru asta suntem în ONG-uri, nu? Pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Și atunci despre asta este acest eveniment, despre asta este ceea ce facem noi în ONG-uri. Ne dorim să îmbunătățim. Să aducem educație, să aducem bucurie, să aducem sclipirea în ochii copiilor, care, dacă provin din medii defavorizate, au multe lipsuri. Și atunci, asta le dorim noi. Asta este ceea ce ne face să mergem mai departe. Mulțumesc mult de răspuns. Așa este. Rezonez cu ceea ce ai spus. Cătălina, vrei să adaugi ceva sau Alexandra? Da, putem adăuga și noi pe lângă ceea ce a spus și Claudia, care cumva și noi rezonăm cu ea în totalitate, este că noi am observat așa puțin și din cercul nostru de prieteni, de familie și tot ce mai avem, cumva când faci un proiect pentru niște copii din mediul defavorizate, privești înapoi niște zâmbete și niște îmbrățișori atât de sincere și atât de pline de iubire și de fericire și tot ceea ce înseamnă, astfel încât efectiv nimic nu se mai compară. Adică în toate proiectele noastre pot spune că pentru voluntarii noștri și pentru noi direct, cred că asta e cea mai frumoasă mulțumire. Mai ales cum și avem o vechime atât de mare, aș zice că când ne întâlnim cu copiii pe stradă sau cu câțiva dintre ei, putem spune chiar cei mai vechi au acum poate și la început de un job și vedem că sunt încă pe calea cea bună și că au decis să iasă din zona de confort și să facă o schimbare în viața lor, chiar dacă este mult mai greu pentru ei să facă o schimbare decât pentru alți copii, cel mai probabil au reușit să facă lucrurile astea și ceea ce poate pentru noi par pași mici, pentru ei sunt niște pași giganti și mai ales dacă le știi povestea din spate și prin tot ceea ce au trecut și toate poveștile astea ale lor de succes sunt minunate împreună cu zâmbetele și îmbrățișările. Asta e tot ce avem nevoie, asta ne-a ținut în viață până acum 12 ani de zile și suntem convinse că asta o să ne țină în continuare în viață, pentru că pentru asta facem proiectele, ei sunt cea mai mare bucurie pentru noi. Frumos. Mulțumim, Alexandra. Mulțumim amândurora dacă ați împărtășit cu noi. În încheiere, aș vrea, dacă vreți, nu știu, un sfat sau ce v-a ajutat anul trecut pe scurt, un sfat pentru cei care vor să aplice sau care o să aplice chiar pentru prima dată anul acesta. O idee, mai ales pentru cei care vor să lucreze cu categorii defavorizate. Ziceam că acesta este grupul țintă al programului în acest an. Claudia, o să... Ok. Te rog, Alexandru. Acum, o să încep eu. Sau Cătălina, vrei să adaugi tu? Aș putea să zic și eu ceva. Sfatul meu este ca aceștia să încerce, pentru că sentimentul de bucurie atunci când se primește din partea copiilor atât de o receptivitate atât de mare este de neegalat. E un sentiment așa foarte fain de împlinire să vezi că ei, lor chiar le place, sunt deschiși și știi că poți să deschizi un drum cu chestia aceasta cuiva care poate mai târziu are nevoie.
și o să mulțumească, pentru că e ok, pentru că suntem înconjurați de tehnologie și de tot, în absolut orice, și e ok. Mulțumesc. Mulțumim, Cătălina. Claudia, te rog. Da, sfatul meu pentru colegii mei din ONG-uri este să caute nevoile în comunitate și să aplice, pentru că, sigur, cineva acolo sus ne iubește și proiectul nostru sau ideea noastră va deveni un eveniment deosebit care va aduce un mare plus în comunitate. Super. Mulțumim mult! Cred că a spus toate trei cuvântul pe acceptul pe ei, și anume că să încercați, adică indiferent de rezultat, ca la orice program de granturi, nu mereu este dar plăcea să putem să finanțăm toate ideile de evenimente de programare cu siguranță, însă din păcate fiecare an există un alt număr de granturi și nu putem mereu, dar ce vă încurajez e să fiți mereu, să încercați. Pentru că altfel nu vă creați nici experiența asta de scriere de proiecte, că dacă nu aplicați pe nicăieri și doar vă gândiți că nu o să iau grant, chiar nu o să luați grant, că nu prea apar așa de niciunde. Eu vreau să înțeleg că nu sunt întrebări pe chat, asta înseamnă că am explicat totul și am povestit totul foarte clar. Mulțumesc invitatelor mele, mulțumesc Claudia, Alexandra și Cătălina și desigur îi mulțumesc foarte mult Cameliei că ne-a povestit despre Amazon și ce face ea acolo și despre ce face în România mai exact, că au fost informații foarte interesante. Vă invit pe toți să intrați pe platforma Meet & Code, să vedeți acolo condiții de eligibilitate, să vă inspirați, pentru că avem multe resurse care vă pot ajuta, și de asemenea vă invităm să ne scrieți pe adresa de mail pe care cred că o aveți prin chat pe undeva, dacă nu o să găsiți pe platforma Meet & Code, să ne scrieți în caz că aveți întrebări. Vă urez mult succes tuturor celor care veți să aplicați, curaj și, desigur, multă inspirație. Vă așteptăm cu nerăbdare să vă citim aplicațiile. Mulțumesc din nou invitatelor și vă doresc tuturor o după-amiază cât mai plăcută. Mulțumim frumos! Vă mulțumim și noi! O după-amiază faină!